Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. De ziua educației, învățătorii băcăuani au fost în Parlament. Părintele protopop Ioan Bârgăoanu sărbătorit la împlinirea a 49 de ani de viață. Generalul de 4 stele Vasile Apostol sărbătorit la 75 de ani de viață. De ziua educației, peste 60 de cadre didactice din cadrul Asociației Învățătorilor din județul Bacău, alături de inspector școlar general adjunct profesor Ida Vlad și profesor Lavinia Miseilă, au fost întâmpinați la Parlamentul României de doamnele deputat de Bacău, Elena Hărătău și Cătălina Ciofu, dar și de deputatul Mircea Fechet, ministrul mediului, apelor și pădurilor. Profesorii, acești oameni admirabili care depun eforturi zilnice pentru a forma noi generații și a le ghida spre succes, merită toată aprecierea și susținerea noastră. Am acceptat cu bucurie invitația Asociației Învățătorilor din județul Bacău de a mă întâlni la Parlament cu 60 de cadre didactice din județ și cu doamnele inspector școlar general adjunct Ida Vlad și Lavinia Miseilă. Alături de colegele mele, doamnele deputat de Bacău Elena Hărătău și Cătălina Ciofu, am discutat despre condițiile de învățământ din Bacău și despre cum putem noi, ca de să le îmbunătățim, dar și despre schimbările în bine pe care le aduc noile legi ale educației. I-am asigurat pe cei prezenți de tot sprijinul meu și al guvernului pentru ca munca lor să fie respectată, să aibă rezultatele așteptate și pentru ca infrastructura din sistem să fie modernizată. Educație este calea pentru o dezvoltare durabilă, pentru protejarea mediului și, în cele din urmă, pentru construcția unei societăți echilibrate și prospere. Felicitări tuturor celor care lucrează în domeniu și mult succes tuturor elevilor și studenților care privesc cu optimism la viitor, a transmis deputatul Mircea Fechet, ministrul mediului, apelor și pădurilor. Uniunea Armenilor din România a marcat împlinirea a 100 de ani de la deschiderea orfelinatului armean de la Strunga, județul Iași. Astfel, anul acesta a avut loc o suită de manifestări la care au participat și membrii sucursalei Bacău Aoare, prieteni și parteneri din Bacău ai sucursalei, între care și reprezentanți filialei județene Cultul Eroilor. Uniunea Armenilor din România este printre poate cea mai veche minoritate care a conviețuit alături de populația din teritoriile românești și nu a fost nici un fel de incident. Declarația aparține secretarului Unității Uniunii Armenilor, sucursala Constanța, și sunt încântat să aflu că a fost multiplicată și de reprezentanții din București care au subliniat ospitalitatea poporului român. Poate singura țară din comunitatea europeană care a întins mâna, începând cu 1915, după ce s-a declanșat catastrofa din Anatolia împotriva populației armene, între 1915 și 1923. În 1923, pe teritoriul pus la dispoziție în comuna Strunga de Manolescu Strunga Teion, a fost creat azilul, orfelinatul pentru copiii, tinerii care au rămas orfani după decimarea populației armene de pe teritoriul Anatoliei. 198 de copii între 8 și 15 ani, cuprinși într-o evidență foarte strictă, cu fotografii, cu toate datele de identitate, au fost găzduiți de orfelinatul din Strunga. La Strunga a fost dezvelit un monument comemorativ amplasat în fața sediului Bibliotecii Comunale Mihai Ursachi, a fost deschisă expoziția restrânsă Strunga, noua casa orfanilor armeni și a fost lansat volumul Orfelinatul armean din Strunga, mărturii ale unor destine frânte, scris de Arsen Arzumanian. Sosirea a 200 de copii a stârnit mare entuziasm printre localnici care au organizat o primire care i-a emoționat până la lacrimi pe orfani și pe profesorii lor. Pe parcursul existenței orfelinatului, într-adevăr, au fost multe ocazii când copiii au participat și în viața satului,
Chiar un exemplu, să zicem, a fost în 1923, în august, a fost o nuntă în Strunga și a izbucnit un mare incendiu din cauza, nuntașilor, să zic. Și copiii au făcut repede un grup de pompieri, așa chiar cum se scrie în ziar, un grup de pompieri și au ajutat pe săteni să stingă incendiul care practic ajungea până la orfelinat și era, poate chiar ar fi lăsat daune mari. Monumentul comemorativ a fost dezvelit de Varujan Vosganian și de viceprimarul Ioan Agafiței și sfințit de preotul Ieznic Torgomian de la Biserica Armeană din Botoșani. Este tuf vulcanic adus din Armenia. Arsen! Suntem astăzi într-un moment de mare încărcătură sufletească. Ne aflăm pe locul în care acum 100 de ani au poposit orfanii din orfelinatele din Damasc, Alep, Beirut, la solicitarea Uniunii Armenilor din România. Ei au ajuns la Constanța împreună cu episcopul Calemcherian. De acolo, cu căruțele, au traversat Dobrogea și Moldova și au ajuns aici, la Strunga. Motivele pentru care a fost alesă Strunga sunt două. Unul, pentru că s-au gândit că peste 100 de ani vor fi aici oameni iubitori de armeni care să omagieze centenarul. Și al doilea, că aici era o stațiune balneară, era o proprietate a unui armean. Եր գալու փշրան երեխաներ, եւ շնորհակալություն Ռումինիո երգրին եւ տեղի հայությանը, որ ընդունեց, տեղ տվեց եւ օթևան տվեց այդ երեխաներին. Da, de ce să mulțumim și Dumnezeu și Cezarului, pentru că mulțumim bunului Dumnezeu că acești copii au supraviețuit genocidului și mulțumim autorităților române că i-au găzduit. Այս երեխաները դեր գյանքը չտեսած, բայց տեսան արդեն իրենց ծնողքի, իրենց եղբայրների արյունը թափված գետնի վրա. Acești copii n-au avusese încă prilejul să vadă ce e viața, dar au avut, din păcate, ocazia să vadă moartea părinților lor și sângele curs al fraților lor. Եվ այս ամենը մենք նորեն նոր տեսանք 100 տարի վերջը Արցախ աշխարհին մեջ։ Și asta am văzut, din păcate, după un secol, în Արցախ, în lumea muntoasă a Karabahului. Mulțumesc, domnului președinte, pentru ajutorul permanent. Dar vreau să vă spun un lucru. N-am niciodată, am avut alte colaborări, dar cu o colaborare atât de rapidă, atât de eficientă, localității, personalul de la primăria din Strunga, n-am putut să-mi închipui. Domnul primar, vreau să spun, a făcut o operație pe inimă la Iași. Imediat după asta i-am dat telefon. Săracul i-a spus, vorbește cu, dacă era vorba de acțiunea noastră, vorbește cu domnul viceprimar. Vă dați seama, a trecut printr-o cumpănă. La fel, ați văzut și dumneavoastră monumentul, are ceva cu totul aparte. Nu vreau să spun mai mult, nu-mi place că am un orator de săvârșit aici lângă mine, dar vreau să mulțumesc tuturor care m-au ajutat în această acțiune și sper că în viitor să fie și mai frumos, dar vreau să mulțumesc celor care au fost în jurul meu și m-au ajutat, că singur nu pot să fac. Vreau să mulțumesc Dariei Tănăsucă și tuturor celor din comunitatea locală care m-au ajutat. La final a avut loc un spectacol de muzică și dansuri tradiționale armenești oferit de ansamblurile de dansuri tradiționale armenești.
La 1 aprilie 1923, prin aprobarea regelui Ferdinand I, orfelinatul era pregătit să primească 200 de copii orfani, supraviețuitori ai genocidului armean, care urmau să ajungă în România cu autorizația guvernului român și cu pașaportul colectiv vizat de Ministerul de Interne al României din 18 noiembrie 1922. Copiii au ajuns în portul Constanța pe 14 aprilie 1923 și au intrat în orfelinat la 1 mai 1923, ajungând la destinație cu căruțele. Cu vârste cuprinse între 8 și 15 ani, copiii care rătăciseră până atunci prin taberele de refugiați și trăiseră ororile masacrelor, găsesc la Strunga un adevărat cămin. Generalul de 4 stele Vasile Jenică Apostol, președintele de onoare al filialei Bacău a Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere, a fost sărbătorit sâmbătă 7 octombrie în cadrul festiv la împlinirea a 75 de ani de viață. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul adunării generale extraordinare a filialei Bacău Cultul Eroilor la Centrul de Cultură George Apostu. Așa cum am anunțat, avem o misiune emoționantă. Punctul l-am numit eveniment aniversar de excepție. Sper să îmi dați dreptate și să vedem ulterior că a meritat să-l numim astfel. Domnul general Vasile Jenică Apostol este membru al Consiliului Director, membru de onoare al Asociației Naționale Cultul Eroi Regina Maria din România. În toate activitățile care s-au desfășurat de la înființarea noastră la 22 iulie 1992, sub președinția răposatului Cornel Închirie și a lui Paul Valerian Timofte, domnul general a fost un sfătuitor, un îndrumător, un mentor spiritual în toate activitățile desfășurate de noi. Eu, în acești 2 ani și jumătate de când sunt în funcția de președinte, am simțit din plin acest lucru. Pentru aceasta, biroul executiv central, la nivelul național, acordă distinția cea mai înaltă acordată de Asociația Națională Cultul Eroilor, emblema de onoare. Au fost la eveniment subprefectul Narcis Jitaru, consilierul județean Ilie Bârzu, primarul comunei Bârsănești, localitatea de origine a generalului Vasile Apostol, este vorba de primarul Gelup Botezatu, președinții asociațiilor locale ale Asociației Naționale a Veteranilor de Război, Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne, Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități, Asociației Naționale a Ofițerilor în rezervă din România, Asociației Tradiții Militare Românești. Au mai fost președinții organizațiilor locale ale Comunității Evreilor din România, a Uniunii Armenilor din România și a Asociației Europene a Romilor pentru Progres și Promovare Interculturală. În sală au mai fost cunoscuți oameni de cultură, printre care s-a aflat și dirijorul Ovidiu Bălan, numeroși profesori, oameni de afaceri și membri ai Asociației Cultul Eroilor din județul Bacău și Roman. Personalitatea și activitatea generalului Vasile Jenică Apostol au fost evocate de actorul Gheorghe Geopopa, directorul Centrului de Cultură. Să fiu în preajma Asociației Cultul Eroilor Regina Maria și să-l ascult de câteva ori cu admirație și respect pe domnul general Jenică. Eu înțeleg că misiunea principală a acestei asociații este să vorbească la nesfârșit, pentru că alții nu o fac, despre eroii neamului. Și o facem și se vede foarte clar că de când a preluat ștafeta domnul președinte Voicu, o face deosebit de frumos, cu talent. La început avea emoții, când am prins exact, s-a schimbat ștafeta, dar astăzi sunteți extraordinari. Și numeroasele activități din acest județ demonstrează că poate, astăzi și cu siguranță prezența dumneavoastră în sală,
poate să demonstreze și să arate că este cea mai importantă asociație filială din această țară, cea de la Bacău. Pentru că ne mai uităm și noi din când în când în presă, presa centrală, și nu vedem ceea ce se întâmplă la Bacău. Și încă mai sunt multe de făcut. Și spuneam că asociația vorbește despre eroi. Cu toții vorbim despre eroii care s-au dus. Dar nimeni nu vorbește despre eroii care mai sunt încă, cei în viață. Noi, politicieni, suntem obligați să vorbim despre eroi și când mergem într-un spital, pentru că mulți dintre eroii noștri sunt cu bisturii în mână și ne oferă o șansă la viață. Mai vorbim despre militari în viață, care, iată, în ultima știre pe care am văzut-o, foarte mulți vor pleca din nou în misiuni în afara granițelor țării. Citeam o știre acum, din păcate, și în Israel începe un nou război. Vorbim despre tot felul de eroi. Dar despre un erou care ar trebui să fie și astăzi cel mai erudit profesor de istorie militară, vorbesc numai oamenii din această sală. Și ar trebui să vorbim cu toții. Despre eroul general Jenica Apostol. Acest tânăr, ca să nu-i spun subprefect, că asta subprefect azi e, nu mai e, dar un tânăr deosebit, m-a impresionat și eu nu mă las impresionat chiar atât de ușor și mi-a sugerat, prin ceea ce a spus, să reamintesc faptul că dacă poporul român spune prin tradiție că eroii nu mor niciodată, Nicolae Iorga a completat și a spus, ei mor dacă sunt uitați. Dumneavoastră, această asociație, contribuiți la nemurirea lor. Mata auditoriu, am emoții foarte mari. Este prima oară când iau cuvântul în fața asemenea personalități și oameni de valoare a județului și numai a țării. Totuși, aș vrea să vă spun două cuvinte, că sunt foarte impresionat de toată cariera dumneavoastră și tot ce reprezentați prin care, prin caracterul dumneavoastră, prin patriotismul dumneavoastră. Noi suntem un pic și de prieteni mai de curte, ca să zic așa, și m-ați impresionat foarte mult. Sunteți un etalon pentru noi, tinerii români, care mai căutăm un pic de naționalism și în dumneavoastră găsim un etalon de corectitudine și dreptate. Părintele protopop de Onești, dr. Ioan Bârgăoanu, a fost sărbătorit de credincioșii din comuna Mănăstirea Cașin și din localitățile învecinate, dar și din județ, cu ocazia aniversării zilei sale de naștere, 8 octombrie. Evenimentul s-a desfășurat la frumoasa biserică Sfântul Simeon, noul teolog, pe care părintele protoiereu o păstorește în parohia Bunavestire. La eveniment au fost primarul comunei Mănăstirea Cașin, președintele de onoare al filialei Bacău, Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere, generalul cu 4 stele, dr. Vasile Jenica Apostol, reprezentanții biroului executiv al filialei județene Cultul Eroilor, Dănuț Voicu, președinte, Cristinel Aioanei, prim-vicepreședinte și Petru Done, secretar executiv ai subfilialei Mănăstirea Cașin. Evenimentul a început cu o slujbă religioasă susținută sub protia părintelui protoierou și paroh Ioan Bârgăoanu de un numeros sobor de preoți din protopopiatul Onești, la finalul căreia cei prezenți, preoți și mireni, împreună cu familia părintelui sărbătorit și invitați, au adresat felicitări. Părintelui protoiereu i-au fost aduse numeroase buchete de flori, dar și aranjamente florale, iar reprezentanții filialei Cultul Eroilor i-au înmânat o plachetă aniversară. Despre personalitatea sărbătoritului a vorbit părintele Andrei Neicu de la Biserica Precisa din Târgu Ocna. Permiteți să deschid cuvântul meu prin versurile poetului mărturisitor Vasile Voiculescu, care spunea așa: și ești la infinit de mine și știu și scap împărăția și îmi văd mereu nimicnicia și sunt contemporan cu veșnicia și sunt contemporan cu tine. Suntem contemporani astăzi cu o sărbătoare frumoasă și Părintele Petru, cel care atât de frumos a tâlcuit pericopa evanghelică de astăzi despre învierea fiului văduvei lui Nain, ne-a provocat într-un cuvânt de mulțumire.
Dar cea mai mare mulțumire în Biserica Slavei lui Dumnezeu este însuși sensul cuvântului mulțumire. Evharistin din limba greacă. Adică Euharistia. Ne-am împărtășit mai întâi din cuvântul Evangheliei astăzi cu toții. Apoi de lucrarea Duhului Sfânt. Și apoi într-un mod plenar din Sfintele Taine. Din trupul și sângele Mântuitorului. Și mulțumire mai mare ca aceasta nu putem avea. Dar într-adevăr, faptul că Sfânta Pelagia și Sfânta Taisia au avut grijă ca astăzi Părintele Protoiereu Ioan, prin pronia Divinității, să-și sărbătorească și ziua de naștere, este încă un motiv pentru a mulțumi. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru darurile pe care Părintele le-a primit până la această vârstă și nu multe. Și pentru darurile pe care le jertfește zilnic în folosul tuturor. Și mă refer aici, de multe ori poate la familie, de multe ori poate la apropiați, care sunt în perspectiva apropiată al darului de jertfă pentru ca Părintele să ardă pentru ceilalți. Au rostit emoționante cuvinte omagiale generalul de 4 stele dr. Vasile Jănică Apostol, Dănuț Voicu și parohul Bisericii Mănăstirea Cașin, Părintele Dan Miloiu. Dr. Ioan Bărgăoan. Și am zis doctor pentru că asta arată și nivelul intelectual multilateral, academic, al celui pe care îl vedeți aici. Am venit o delegație din partea Asociației Naționale Cultul Eroilor. Asociația Națională, reprezentată prin persoana mea, Asociația Județeană, filiala, adică Asociația Națională Filiala Bacău, reprezentată prin domnul Dănuț Voicu, domnul prim vicepreședinte și domnul Tone, și Asociația, sunt aici membri, Cultul Eroilor Mănăstirea Cașin. Părinte Protopop, n-am să țin lumea, eu sunt obișnuit cu spiciul lungi, de data asta am să fac o excepție. Vreau să condensez, în primul rând, să mulțumesc personal pentru faptul că ați fost alături de mine în ultimele tragedii din familia mea. Ați rămas pentru mine cel mai valoros prieten. Precucerice, Părinte Protopop, precucerici, părinți, poate doamnă primar, dragi prieteni, memoriași, simpatizați ai Cultului Eroilor. Am emoții firești, pentru, în primul rând, pentru un gest rar văzut în România de a respecta la nivelul văzut astăzi părinții și cei care au educat și ne-au educat. În Asociația Națională Cultului Eroilor, Regina Maria, în această zi de sărbătoare, a hotărât să acorde un pachet aniversar. Acest moment aniversar ne oferă plăcutul prilej de a reafirma întreaga noastră considerație pentru activitățile pastorale, sociale și culturale pe care le desfășurați, contribuind astfel la promovarea valorilor creștine în societatea armonească. Un moment deosebit de emoționant a fost cel în care Părintele Protoiereu și-a chemat în față părinții și le-a dăruit în semn de apreciere un frumos aranjament floral. Din partea mea și a Otiliei, acestor oameni formidabili care m-au învățat să iubesc sărași. Mamă, eu nu pot să stau. Eu am fost foarte sărac. Dar un lucru spun, dacă ai o pâine, să o parți cu toți. Și asta a făcut mamă, să știi. Și voi face mereu. Deși am avut probleme din cauza asta. Din partea mea și a Otiliei, îți oferim o floare în cifra 8, pentru că m-ai născut pe 8 octombrie. Vă mulțumesc amândurora pentru dragoste, pentru puterea care mi-ați dat-o și pentru emoțiile pe care mi le-ați creat astăzi la liturghie. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi, 12 octombrie, cerul va fi în cea mai mare parte senin. Maxima zilei ajunge până la valori de 25 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 10 grade Celsius. Vineri, 13 octombrie, cerul se menține în cea mai mare parte senin. Maxima zilei va ajunge până la valori de 23 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 8 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.